Federația Română de Handbal a anunțat componența seriilor și programul meciurilor din viitorul sezon al diviziei A la handbal masculin. Cele 31 de echipe înscrise în eșalonul secund au fost repartizate în 4 serii. CSU 2 Suceava va juca în seria A alături de alte 6 formații. Este vorba despre Politehnica Iași, CSU Galați, HC Pietricica Neamț, CSM 2 Vaslui, CSM 2 Focșani și CSM 2 Bacău. Handbaliștii antrenați de Vasile Boca și Ioan Tăcaciuc vor debuta în noua ediție de campionat duminică 18 septembrie pe terenul echipei HC Pietricica Neamț. CSU 2 Suceava va disputa primul meci pe teren propriu o săptămână mai târziu, când va primi vizita echipei secunde a clubului CSM Vaslui. Primele două clasate cu drept de promovare din fiecare serie se vor califica în play-off-ul pentru accederea în Liga Zimbrilor, care va avea loc în perioada 5 februarie-7 mai. Ocupantele primelor două poziții vor promova direct, urmând ca formațiile de pe locurile 3 și 4 să joace meciuri de baraj cu echipele de pe locurile 11 și 12 din prima ligă.